Bună, bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să-ți arăt două comenzi pe care eu le-am plasat succesiv pentru că nu poți să plasezi un număr infinit de produse sau cel puțin nu la încălțăminte pe acest site. Așa că am plasat două comenzi succesive întrucât am găsit niște prețuri fantastice de 20 și ceva de lei sandale sau pantofi. Acum chiar au reduceri cu codul promoțional parcă vară 20 sau ceva la modul ăsta, deci din prețul afișat mai aveți 20% reducere, așa că nu am putut să ratez. Luați-vă floricele, un bol foarte, foarte mare, o sticlă mare cu suc și să-i dăm drumul. Nu știu cum o să mă descurc cu aceste două mari cutii pe care am să le tot desfac și am să vă arăt ce e înăuntru, dar sper să mă descurc. Să începem. Practic, telefonul îl țin în mână, deci or să fie ceva mișcări, o să fie ceva, într-un fel. Ta-da! Deci o să dureze ceva. Aha, deci aceea este a doua comandă, pentru că mi-am dat seama după sândăluța comandată. Deci este un roz pudrat, un ceva. Apropo, eu mi-am luat numărul 36, întrucât am 23 de centimetri la măsura piciorului. Încerc să îi poziționez pe picior. Bine, vă dați seama că fiind și bareta prinsă. Dar da, vai cât de tari sunt, foarte mișto, deci foarte mișto lucrați, deci sunt superbi, 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 superbi. Eu oricum vă las linkul de la tot ce am cumpărat, ca să știți și voi unde le găsiți. Să vedem, sunt super curioasă, super, super curioasă. Pe care l-am numerit. Vedem? Da. O să fie un filmuleț dubios, ca să știți. Tocuri, unele mai mari, unele mai mici, după caz. Foarte faine materialele. Dați seama, acum trebuie să încerc tot ce îmi pică în mână, ca să zic așa. Vai cât de comode sunt. Și ce bine se așează pe picior. Deci nu vă pot descrie. Vai, sunt superbe. Deci superbe. Iar 36 e fix ce îmi trebuie mie. Ca să știți. Și voi dacă aveți, nu știu ce măsură, ăsta e 37. Cred că da. În fine, o să găsiți indicații la fiecare produs, cât înseamnă în centimetri fiecare număr. Și da. Uai, cât de comode sunt astea. Da, și 37 e bine. Deci chiar e foarte bine. Vai, deci cât de comode sunt. Mă scuzați, dar mă și ridic chiar. Wow, deci sunt geniale, geniale, geniale. Deci la astea am luat 37 pentru că la măsurătoare, o să vedeți când dați click pe el, pe produs, vă arată exact câți centimetri înseamnă. Măi, nu le mai probez chiar pe toate, eventual modele diferite. Deci un albastru superb. Albastru regal, acela royal. Ia să vedem. Oh, doamne. Ah, da. Acestea. Vai, ce mișto sunt. Doar că o să fie mai greuț un pic să le probez, dar cred că mă descurc.
Doamne, deci să vină vara, să vină vara. Bine, și să avem voie să circulăm. Ca să am unde să le port. Da, sunt tot 36. Și acestea minunate. Bine, ele vin așa. Vai, deci sunt mega comode. Se așează superb și vă dați seama cu aceste urechiuși. Da, mi-am luat pe toate culorile. De fapt, nu chiar toate culorile. A mai rămas o culoare pe care nu am bifat-o. Nu mai știu de ce n-am bifat-o, dar nu am bifat-o. Era un ceva turbat, nepotrivit. Un galben, nu știu exact ce. Oh, da. Leopardele, leopardele, faceți loc. Acesta este piciorul potrivit pentru test. Cer scuze de filmare, dar în fine, vă uitați și voi la filmare și intrați direct pe site și vă alegeți produsele pe care vi le arăt eu aici. A? În fine, cureaua este în partea aceasta. Place că vin foarte mișto pe picior. Deci se mulează pe picior, pe talpă foarte bine. Ia să vedem ceva black. Ia să vedem un black. Cred că sunt tot aceia înalți. Da, aceștia care o să meargă la orice. Chiar sunt geniali. Sunt geniali de comozi. Deci nu mă așteptam. Mă așteptam să-mi stea piciorul întortocheat. A, și aceștia sunt minunați, minunați, iepurași, ca așa o să-i denumesc. Iepurașii. Dacă aș putea să și deschid. Nu, de alta să vă arăt culorile. Deci cu ăștia la vară n-ai cum să ratezi vara. Bine, ei sunt un ciclam, ceva, par un pic portocalii aici, dar sunt o culoare, o fucsia, o culoare turbată, turbată de vară, pentru că da, sunt sandale și le purtăm vara, dar să vină vara, că momentan, la câte ploi sunt, nu prea vine vara. Am spus că am luat toate culorile pe care le-am găsit. Iar aceștia sunt mult. Înțelegeți voi? Sunt varianta nude. Foarte mișto. Deci sunt foarte, foarte mișto aceste încălțări. Și se pare că mai am una pentru această comandă și este pe gri. Nu mai știu să fac asta capace. Varianta gri. Tot 36, deci sunt demențiali. I-am luat pentru că erau, v-am spus, la un preț. N-aveam cum să ratez niște prețuri atât de mici. Sincer. Adică stați să mai adun din capace. Este cel mai mișcat filmuleț, cred, pe care l-ați văzut voi vreodată. Dar dacă sunteți curioase, am niște piese de rezistență, niște chestii care arată într-un fel, adică ați văzut pe cele și pe acestea. Da, se pare că am niște emoții de nu vă pot povesti. De nu vă pot povesti la acești pantofi. Adică am emoții. Sunt într-un fel. Și ei sunt 37. Tot așa scria pe ghidul lor, pentru că am impresia că fiecare pantof este măsurat, adică nu e că ok, port 36, mi-au fix 36,
Eu acum o să încerc să-i pun în picioare. Este tocul puțin înalt. Da? Reușesc. Vai, Doamne, cum sunt. Vai, deci senzaționali. Foarte mișto, foarte, foarte mișto și foarte comozi. Deci sunt, trebuie să mă și ridic. Sunt un pic înăltuți, dar cu puțin antrenament, zic eu, am să reușesc. Adică nu o să-i port zilnic, vă dați seama, doar la evenimente speciale, deosebite și frumoase. Am să-i port. Hai să vedem. Am mai comandat. Da. Și pentru că eu duc dorul pantofilor stiletto mititei cu toc mic de la H&M, pentru că nu-i mai fac sau nu știu ce se întâmplă cu stocul lor și tot caut. Era unifucsia, doar că mei s-au cam prăpădit de câțiva ani, am tot purtat și au rezistat foarte bine, doar că nu-i mai fac și aș vrea să mi-i recumpăr. Deci mi-am găsit, aceștia par nude, dar sunt un roze, un ceva pudrat. Deci dacă ar face și fucsia, acel fucsia, eu m-aș declara mega mulțumită pentru că sunt fix la fel. Deci îi simt la fel în picioare, ca pe aceea de la H&M. Foarte tare. Opa! Hop! Da, ei sunt un roze, o pudră frumoasă, doar că în filmuleț par nude. Bine, pe ei scrie beige, dar nu știu, ei văd așa, un roz drăguț. Ia să vedem, pentru că această cutie este deschisă. O, da! Și mi-am cumpărat și dintre aceștia de... nu-i botezuri cu metrii, haurii. Dom'le, nu am niște pantofi aurii. Sunt tot 36, deci nu o să am surprize. Și am zis, nu am, domnule, niște auriți, poleiți și eu să, nu știu, merg la o nuntă ca lumea să fie treaba. Treaba așa că mi-am luat acum. Să vedem. Ce mi-am mai luat eu? Ce drăguț! Da, în această comandă mi-am luat și acești roz bomboni. Cei mai roz. Da, asta e prima comandă pe care am plasat-o și cealaltă a fost a doua. A fost cea succesivă, da, prima oară i-am pus pe aceștia. Am zis, Doamne, cât sunt de superbi și așa este. Deci sunt... nu vă pot descrie. Deci trebuie să intrați pe net și să vi-i luați și voi, pentru că altfel o să-i admirați la mine și cam atât, să rămâneți cu gândul la ei. Și măsurile cred că se dau repede, mai ales că acum sunt reducerile respective. Da, am zis eu, hai domnule să-mi iau și niște pantofi de cucoană, niște stiletto clasici, nu știu. Ce să zic, am zis să fie acolo, erau la preț bun și am zis hai să-mi iau și eu gen de piele cum ar veni, să nu fie de material, de piele întoarsă, de șarpe și alți leoparzi, așa că mi-am luat, aceștia lila. Lila superb, sper să-i port cu grijă, să nu-i murdăresc, ce pot să zic. Da, deci eu ador acest tip de pantofi, dacă s-ar putea să am pe toate culorile. Îmi doresc și un verde închis, am de la H&M unii, sunt cu platformă în față și tocul este mai înalt. Dar este un verde superb. Mi-ar plăcea și
tipul ăsta, așa de filetonici. A, și aceștia, domnule, da. Hai, o ștare. Aceștia, cu urechi de Mickey. Mickey Mouse. Tot așa pentru evenimente, chestii fiind foarte înalți. Da, vă dați seama că nu o să merg cu Mickey Mouse pe stradă. Dar, da. Așa că am avut mai multe piese de rezistență, nu doar simpli pantofi, stiletto, cu un toc mic și obosit, ca să zic așa. Să vedem că nu mai știu exact, nici eu nu mai știu. Da, 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 această culoare minunată. Știți că în clipul cu sandalele de la Calapod, mi-am cumpărat niște sandăluțe culoarea aceasta. Am o geantă, v-am spus, chiar culoarea asta, foarte mișto. Așa că atunci când e mai rece sau, nu știu, e o ținută unde necesită piciorul acoperit, am să port acest mini stiletto închis și unde se poate am să port minunatele sandale desfăcute. Să vedem. Ah, da, 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 da. Tot pe zona non-botezuri cu metri. Niște argintii. Tot așa, stiletto, drăguți, micuți, comozi. Sunt, nu știu exact când îi port eu. Da, acum stai că s-a dat drumul la nunți, botezuri cu metri și se poate. Acum să vedem. Deci nu mai țin minte. Nu știu ce ar putea să fie aici. Ceva este, vă dați seama. Dar nu mai știu ce. O, da. Și aceștia chiar sunt roz. Aceia chiar erau bej. Dar părea un roz prăfuit. Acesta este un roz și mai prăfuit. Și mai roz. Arată genial. Scrie pink. Dar îmi doresc totuși acei ciclami. Fucsia. Acei fucsia. Să se facă și fucsia, domnule, modelul ăsta. Și eu o să dorm liniștită, serios, pentru că aceia s-au cam stricat. Am să vă las linkurile tuturor perechilor de încălțăminte pe care le-ați văzut. Oh, intrați acum cât mai sunt reduceri, pentru că e păcat să le ratați, sincer vă spun. Sunt lucrate foarte mișto toate perechile de încălțăminte pe care le-ați văzut. Chiar mi-a plăcut și materialul e foarte țapăn și foarte comode. Așa că eu vă las linkurile în descriere. Nu uitați să vă abonați, să îmi dați like paginii de Facebook și Instagram, Pinterest, Pink Magic Beauty, mă găsiți. Și ce pot să zic? Spor la shopping, pentru că e păcat, o să ratați numerele și o să mă întrebați peste ceva timp, dar de unde ți-ai luat X sandale pantofi din poză? Și am să vă spun că ați ratat reducerile. Vă super pupăcesc, spor la shopping și îmi pare rău că este un clip mega mișcat și foarte lung, dar nu aveam cum să pun stativ, să umblu, să zdrângă. Nu știu, mi s-a părut mega interactiv și chiar am trăit intens pentru că nici eu nu mai știam ce am în cutii. Vă super pupăcesc!